se pare că cei mai buni nu sunt destul de buni. De ce? Încă că mi-au acordat, ești un căcat, dar m-a chemat. Apoi mi-au spus că am greșit, acum pe cine să aleg? Nimic, eu nu mai înțeleg, acum totul pare întors pe dos. Poate am realizat, e prea frumos să fie adevărat. Cu prietenii mei, dacă eram un lider mare, deveneam ca Simba. Ești cine cred eu că ești? Da, sunt bunicul tău, Ascar. Tata spune că Gărga e din lei, dar eu am adunat pe cei mai feroce din regat. Simba, să fii liderul Gărzii Feline nu va fi mereu ușor, dar răgetul și instinctul tău vor fi mereu lângă tine, oricând vei avea nevoie. Ascultă-ți instinctul, Simba, ca să poți deveni un adevărat lider de garda felină. Bine. Nicule, nu pleca! Să-mi ascult instinctul. Regetul va fi acolo când voi avea nevoie. Dacă aventura nu s-a terminat, eu sunt un lider, nu am renunțat. Acum cu toții vor privi leul măreț ce voi deveni. A sosit timpul meu să conduc, eu voi fi pregătit mereu pace să aduc. Fără îndoială am înțeles că eu sunt lider, sunt cel ales. Timpul a sosit, a sosit, a sosit. Eu sunt liderul Cărții Feline și nu trebuie să mă dau bătut. Asta a fost cântecul. Bravo!